emisiune sponsorizată de Condor Oil. Bună seara, bine m-am regăsit la emisiunea Banii Tăi. De această dată nu vă veți întâlni cu domnul Marius Munteanu din motive medicale. Dar până una alta am găsit un alt invitat cu care vom discuta un subiect la fel de interesant. Îi spun bună seara proaspătului invitat de la Express TV, Cristian Bute. Bună bine seara. Ai revenit! Bună seara tuturor, bine v-am regăsit! Cine nu l-a văzut la matinalul de seară va avea parte de o surpriză acum, pentru că vom vorbi despre Bubble Fun, un nou mod de a te distra în Galați și în România. Și în România, da. Spune exact de unde ți-a venit ideea? Ideea mi-a venit urmărit un videoclip pe YouTube, de unde m-am inspirat, pornise de la Bubble Football, fotbal în balon. Iar de acolo am zis că vreau și eu să fac asta, să aduc asta pentru gălățeni, un nou mijloc de a te distra. Am făcut demersurile necesare pentru a procura mingile respective și de pe acolo... Pe care nu le-ai luat din România? Nu, le-am importat. Iar după aceasta am făcut un întreg concept numit Bubble Fun, care cuprinde peste 10 jocuri și activități pentru orice vârstă. E interesant cum ai luat tu jocurile copilăriei și le-ai introdus în afacere. Da, exact. În aceste 10 jocuri sunt cuprinse jocuri precum Țară, Țară, Vreau Mustaș, Tunelul de la Capra, mă rog, mai multe jocuri adaptate situației. Asta să fie oare din cauza că ești foarte tânăr și încă ești atras de vârsta copilăriei? Probabil, sunt undeva la mijloc și încerc să fac o adaptare a acestor jocuri. Am prins și generația anterioară. Da, corect. Iată că de-aia l-am invitat în emisiune, nu doar că a adus ceva nou în orașul nostru, dar și în țară, ci pentru că este foarte tânăr pentru un om de afaceri sau un viitor prosper om de afaceri. Ai doar 21 de ani. 21 de ani până săptămâna viitoare. Mulțumesc și la mulți ani. Mulțumesc. Cum a fost? Adică te-ai lovit de piedici când ai pornit? Cred că de piedici se lovește oricine care vrea să pornească ceva, doar că le consider benefice pentru că din piedici înveți câte ceva și mai apoi știi cum să te adaptezi la orice situație. Prima piedică a fost importarea lor propriu-zisă, care, mă rog, a fost mai dificilă cu furnizorii, nu puteai să ai încredere în ei și tot așa. Până la urmă toate s-au aranjat, mult mai târziu decât ne așteptam, dar într-un final au ajuns și am putut să ne începem activitatea. Următoarea piedică a fost că nu găseam un loc optim în care să ne desfășurăm activitatea, pentru că terenurile din Galați nu sunt atât de multe sau cele care sunt au niște costuri pe care nu puteam să le acopăr, astfel încât și clienții să fie mulțumiți, să le ofer un preț cât se poate de rezonabil. Da. Așa că până la urmă ai găsit? Până la urmă am găsit și terenul potrivit și mingile și ușor a trebuit să fac clienții să vină la Bubble Fun. Iarăși o altă piedică. Fiind ceva nou, oamenii au fost mai reticenți. Am încercat fel de fel de metode de promovare. Prima dintre ele și cea mai inedită, zic eu, a fost să ies cu o minge pe faleză. Era într-o seară de vară unde era faleza plină și eu eram cu ea și mă dădeam peste cap și toți copiii mă împingeau de colo-colo. Și le dădeam ocazia tuturor să încerce Bubble Fun. Și a prins? Nu prea. Nu prea. Oamenii erau uimiți, era pentru prima oară când vedeau ceva, foarte puține persoane văzuseră foarte puține pe internet și în afară de ei nici nu știau că există așa ceva. Toți știau de mingile acelea pe apă, pe care, mă rog, le-am văzut la mare și chiar și în Galați de ceva ani buni. Dar acest concept în care ți atașezi mingea ca un rucsac în spate și picioarele libere este nou pentru ei și tocmai din acest motiv a fost mai greu să se adapteze. Și am continuat și futurași și sponsorizări și apariții ziare și pe unde am avut ocazia am încercat să-mi promovez afacerea cât am putut eu de mult. Și din promovare pe Facebook cel mai mult am avut de câștigat. De acolo au venit marea majoritate a clienților, iar apoi din recomandări. Clienții fiind mulțumiți, au dat mai departe și așa au venit și alți clienți.
De multe ori zicem la emisiunea Banii Tăi că până la urmă asta e cea mai bună formă de reclamă din gură în gură. Da, recomandare. E în mod cert. Pentru că un client poate să-ți aducă încă... Așa e. Mai mulți. Cum este cu filmulețele? Tu le oferi și șansa de a fi filmați, da. Fotografiați, oamenii cred că se bucură și mai mult. La afacerea aceasta am fost o mare parte din timp all in one. Am avut un ajutor, chiar a fost partener, am fost parteneri în afacere, până la un anumit punct în care am rămas singur și tot ar trebui să susțin singur afacerea. Cum a fost hopul? Te adaptezi la orice, că așa e. Oricum, de partea cu filmat, fotografiat, instructaj, publicitate, online, tot, oricum mă ocupam astea și... N-a fost o trecere prea bruscă. Nu, nu. Spuneai, în schimb, okay. Că este o parte de care nu-ți place să te ocupi, cea birocratică. Da, cea birocratică, nu știu dacă e cineva care îi place. Chiar de curând am fost iarăși pentru alte acte și taxe și tot așa și nu e pentru mine partea asta. Dar încă nu am ajuns la stadiu în care îmi pot permite un contabil sau o persoană autorizată pentru a face asta. Oricum se spune că e mai bine să-ți monitorizezi tu exact tot ce faci acolo și fiind la început decât să lași pe mâna altcuiva. Da, oricum, mă descurc. Bun, birocrația cum a fost la început? De ce ai nevoie ca să faci o afacere de genul ăsta? Actele sunt ușor de procurat. Firma a fost gata în câteva zile. Cred că în 3 zile a fost gata. Am făcut întreprindere individuală. Ei nu am făcut SRL. Uh-huh. Pentru că e mult mai bine pentru mine la plata impozitului. Actele imediat le-am procurat, n-a fost nicio problemă, doamnele de la Registrul Comerțului și de la Finanțe au fost foarte drăguțe și chiar nu am poate avut nicio problemă. Poate pentru că ești tânăr, nu știu dacă se poartă așa cu toți clienții. Eu chiar recomand, pe unde am fost, nu. Chiar m-am simțit foarte, foarte bine primit. Cum te simți așa în pielea unui om care a reușit să-și facă? Sunt oameni care la 40 de ani n-au curaj, în primul rând, să facă. Cred că asta e cu curajul. Am fost de mic învățat să mușc din zona de confort și să mai fac de ceva nou, să mă împing de la spate, să experimentez tot felul de lucruri noi. Și am avut posibilitatea de a călători mult și de a experimenta destul de mult și probabil din acest motiv am putut să văd și lucrurile altfel. Și am vrut să fiu independent, vreau să fiu independent în continuare. În timpul facultății, și acum sunt la facultate, dar în primul an m-am apucat să și muncesc. Am văzut după 2 luni că nu este pentru mine, nu mi se potrivea și după am căutat altă modalitate de a mă întreține și îmi doream o afacere. Doream o afacere prin care să ajut oamenii. Chiar vreau să aduc plus valoare prin afacerea pe care o fac. Și... Iată că ai reușit. Și a venit Bubble Fun-ul și e un real succes. Am fost zilele trecute la un eveniment de coaching în care se vorbea despre succes, ce este succesul. Pentru mine succesul reprezintă zâmbetele și fericirea clienților mei la Bubble Fun. Când îi văd fericiți și se bucură și așa, eu atunci mă simt că am avut succes și că am reușit ceva cu afacerea mea. Și chiar i-am făcut pe oameni să se simtă bine. Foarte frumos. Oricum, genul ăsta de afacere e cea care dăinuiește în timp, nu cea în care pleci chitit să faci bani. No, aici a fost vorba și este în continuare de muncă. Fără muncă ta și implicarea ta personală nu poți să reușești, deoarece scopul meu este de a face clienții să se simtă bine, să se distreze, să... Asta îi încurajez să scape de frici, să... măcar pentru o oră, să redevină copii, să se bucure cu adevărat, să zâmbească, să râdă, să țipe, să facă tot ce le trece prin cap. Tu ești implicat la propriu în afacere, că te îmbaci și tu în baloanele alea. Da, normal, eu le arăt. Cel mai bun exemplu e exemplu personal, nu? Le arăt cum se face, le arăt că nu este periculos, le arăt că, mă rog, riscurile... Nu au limite. Și odată ce au văzut la mine, încep și ei să fac. Oricum, cei care vin acolo sunt deja marea majoritate porniți pentru că au văzut ceva înainte. Mai sunt unii care sunt târâți acolo, să zicem, dar se adaptează și ei imediat și vezi cum zâmbesc și
Cu cine se vin dezlănțe oamenii la Bubble Farm? Familia, cu prietenii, colegii de la muncă? În principiu cu prietenii, dar și familia. Și spre uimirea mea, noi ne adresam la început, cel puțin așa am gândit noi, că vrem să facem Bubble Fun pentru segmentul 14-22-23 de ani, mă rog, adolescenți, tineri și așa da. Mai departe. Iar spre surprinderea mea, clienții Bubble Fun de până acum au avut undeva la peste 25-26-27 și tot așa. Deci, cam asta, media de vârstă, cred că vreo 27 de ani la Bubble Fun. Sunt oameni maturi, în toată regula, tineri, dar maturi, care vin să se destreseze. Și pe lângă asta fac și sport, pentru că Bubble Fun nu este doar o modalitate de a te distra, este și o modalitate de a face sport. Și dacă îl faci în adevărat sens al cuvântului, pe puțin 1000 de calorii sunt arse acolo și 1000 de calorii înseamnă destul de mult. Ai convins multe fete acum. Noi, oricum, echipa noastră s-a hotărât să vină să încerce experiența, așa că le recomandăm și telespectatorilor. Spunem și cât timp îți ocupă această pasiune care a devenit și afacere. Timpul este în funcție de clienți. Ca și cheltuielile sunt, nu sunt fixe. În funcție de numărul de clienți, așa și îmi petrec și timpul și am și cheltuieli afacere. Așa că e totul subiectiv. Eu aș vrea să-mi ocupe cât mai mult timp, dar... Corect. Asta cred că oricine și-a dori. Investiția când o vezi amortizată? Inițial îmi vedeam investiția amortizată undeva acum vreo 3 luni. Dar lucrurile s-au părut a fi... Nu s-au părut a fi... Acasă nu se potrivește cu cea de-n târg, asta e. Exact. Și, mă rog, eu o văd cât mai curând posibil. Nu pot să fac un calcul. E totul subiectiv. Eu mă implic și încerc să fac cât mai multă lume să vină la Bubble Fun. Încerc să-mi promovez proiectul cât se poate de bine. Chiar vreau să fac cât mai multă lume fericită în Galați, pentru că nu sunt foarte multe lucruri de făcut în orașul nostru și tocmai pe principiul ăsta am plecat și de la ideea asta am plecat, că nu ai foarte multe activități de făcut și este chiar ceva foarte bun, benefic pentru toți. Corect. Păi atunci rămâne să mai revenim cu discuțiile și în alte emisiuni. Îți mulțumesc că ai răspuns întrebărilor mele. Cu siguranță și telespectatorii au aflat azi și o idee de afacere sau, mă rog, un imbold, poate, pentru că uite că se poate să aduci ceva nou în oraș, dar și cum se pot distra, desigur. Până mâine seara eu vă spun la revedere. Ne găsiți și pe Facebook. Mulțumim sponsorului Condor Oil. La revedere! Emisiune sponsorizată de Condor Oil.